Bună ziua, dragi elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și vă propun să descoperim în ce constă utilizarea responsabilă a cardului bancar. Cel mai important lucru este să păstrați cardul în siguranță. Este un produs bancar foarte important. Cum procedăm la ATM și la POS-uri? În primul rând, citim cu atenție informațiile de pe ecran și atunci când introducem PIN-ul, suntem atenți ca să îl protejăm cât mai bine. La tranzacțiile pe internet, câteva dintre informații sunt foarte sensibile. Păstrați-le cu grijă și nu le comunicați nimănui. Mare grijă la e-mail-urile de tip phishing. Banca sau alte companii nu trimit informații confidențiale și nu vă cer informații sensibile. Atenție și la concursurile ce solicită informații despre cardul vostru bancar. Când solicităm băncii să ne blocheze cardul? Când observăm tranzacții pe care nu le-am efectuat noi? La ce trebuie să mai fim atenți? În primul rând la informările pe care ni le trimite banca și, bineînțeles, la documentele ce însoțesc tranzacțiile noastre. Vă spun la revedere și vă aștept la o nouă întâlnire.